AgriCover a pus pe piață, acum 4 ani de zile, o gamă nouă de biostimulatori. Acești biostimulatori au venit cu o nouă concepție a produselor folosite în nutriția plantelor. Față de vechea generație de biostimulatori, unde se foloseau în special aminoacizi, noi am venit cu această nouă generație de produse, familia AminO care conține produse pe bază de aminoacizi, macroelemente, microelemente, polizaharide și alte algen de, de elemente. Astfel, am dezvoltat un produs mai complex, produsul Aminostart, care conține aminoacizi 10%, polizaharide 10%, fosfor, potasiu, microelemente, bor, zinc, magneziu. Un produs pe care noi îl recomandăm în fertilizarea culturilor la plecarea în vegetație. De exemplu, și în acest câmp în care ne aflăm, am folosit un tratament la ieșirea din iarnă cu acest produs. Un alt produs pe care îl recomandăm culturilor oleaginoase este un produs care conține atât aminoacizi cât și bor. Este vorba de produsul Aminobor, un produs pe care noi îl recomandăm a se aplica în momentele în care culturile se pregătesc de înflorire și de legare, fiind știut faptul că borul are un rol important în polenizare. Un alt produs care de asemenea este un amestec de aminoacizi și microelemente este produsul Aminozinc, un produs pe care îl recomandăm culturii de porumb, fiind cunoscut faptul că cultura de porumb este un mare consumator din acest microelement, din zinc, și folosind și acest produs avem toate principalele culturi din România acoperite de produse pe bază de aminoacizi și macro și microelemente. Scopul creierii acestei Familii de, de produse a fost uh, unul simplu. În general, fermierii ne întrebau uh, în anii anteriori dacă se pot amesteca diferitele produse între ele. Pentru a preveni uh, eventuale accidente care se pot uh, întâmpla. La momentul amestecului dintre două produse, noi am căutat această și am găsit această formulă de a pune pe piață produsele gata formulate cu aminoacizi, cu macroelemente și cu microelemente. Și astfel am uh, evitat uh, întrebările pe care și le pun fermierii referitoare la capacitatea de amestec ale diferitelor produse de pe piață.